Bine v-am regăsit, stimați telespectatori Cromtel. Astăzi, la această emisiune, o emisiune deosebită, aș putea spune eu, vorbim despre sport și voluntariat, despre calitate și caritate, alături de un invitat special și spun bine ați revenit. Este vorba despre mentorul meu, domnul profesor Ioan Botnar. Mulțumesc pentru invitație, bună ziua dumneavoastră și tuturor telespectatorilor și fiindcă suntem în preajma marii sărbători, eu de la începutul acestei emisiuni vreau să transmit sănătate, sărbători cu bine la toți, liniște sufletească, pace în familie și pace în toată lumea. Sport? Nu neapărat un sport anume, dar să spunem atletismul și în același timp voluntariat. După care avem calitate, caritate. Cuvinte care sunt asemănătoare cumva, însă înțelesul, îl lăs pe domn profesor să specifice sport și voluntariat, ceea ce îl caracterizează invitatul meu de astăzi. Mulțumesc. Vreau să spun că tot ce face fiecare om face din toată inima. Mulți oameni au inimă, dar puțini oameni au umbra acestei inimi. Pentru că în această umbră acestei inimi, acolo se ascunde bunătatea, respect pentru oameni, iubire pentru aproapele, iubire pentru familie, iubire pentru locul tău natal, iubire pentru țară. Deci dragostea asta care ai de mic copil, crești și se dezvoltă ca un... ca orice floare care o sădești și pe urmă admiri și vezi cum te bucură în preajma ta. Așa și omul. Deci, repet, toți au inimă, dar puțin au umbra ei. Poate puneți întrebarea, dar de unde această umbră? De la lumina becului, de la soare? Nu, de la lumina minții. Pentru că omul se cultivă, acolo își dobândește această experiență de viață, unde trebuie să fii și tolerant și iubitor, să fii autoritar, să fii critic, în același timp să rămâi uman, să fii om. Aici nu mi-a stricat minge la fileu. Toate aceste calități ar îngloba în stilul, în tipul, în prototipul cadrului didactic a profesorului de astăzi, de altă dată, din viitor? De fiecare dată și de altă dată și acum. Cadrul didactic trebuie să aibă asemenea calități, trebuie să aibă această, repet, poate se repete de mult, umbra inimii. Acolo, cine nu are, el nu poate să comunice cu elevul, cu colegii, cu în societate, în general. El trebuie să fie un model, el trebuie să fie un mentor, pentru că nu se știe în viață cine vrea să se facă, poftim, ca profesor cu tare sau profesor cu tare, da? Și acest model trebuie să se instalează de mic copil în sufletul lui. Modul cum vorbești cu el, modul cum zâmbești, modul, chiar dacă te-a supărat, trebuie să te aduci aminte că fiecare general era și soldat. Deci fiecare profesor a fost și elev. Și atunci, dacă el și-a uitat copilăria lui, leagănul tinereței sau frumuseței, cum se spune, a uitat, și atunci el nu poate să ierte pe un copil care a făcut o năzbătie. Trebuie să analizezi, să stai, să vorbești cu el frumos, cu un ton, zic eu, așa... Ponderat, moderat, nu să-l faci nu știu ce și nu cum. Poate greșeli de astea am făcut și eu în viață, dar experiența mi-a demonstrat că trebuie să fiu așa. Deci noi, când suntem mai tineri, suntem mai... Vulcanici. Și vrem ca în câteva clipe să facă... Răbdarea nu este una din calitățile specifice tinereții. Răbdarea este cea care trebuie să ai permanent cu tine, să mergi oriunde și cu cine vorbești și cu oameni. Societatea este acum atât de agitată încât acest bine trebuie să cauți cu mare, mare atenție. Spuneam pe vremuri că să căutăm neghina în grâu. Acum mi-e impresia grâul scoatem din neghină.
Asta este, deci este general sau și o percepție în care suntem mai negativiști, mai ne-am înrăit, nu, transmitem și copiilor în același timp lucrul acesta? Copiii nu trebuie să transmită, îi văd și în jurul lor, pentru că aceste, eu zic așa, informația care este acum la ora actuală, la orice oră, n-ai televizor, dar ai telefonul și acolo ai și filme, ai și informații, ai tot, ai da? Tot, da? Toate acestea este ca un bombardament asupra sufletului copilului, asupra ca un burete care absorbe exact absolut toate el, lucrurile. De acolo, aici trebuie să ai calitatea să faci pe elev să aleagă cei ce să distingă ce să facă această distinție între răul și binele, dacă este așa. Pentru că de multe ori factorul extern, colectivitatea, toate astea ce văd eu mă sperie când influențează și un copil bun, un copil la învățătură și tot, și deodată a picat într-un anturaj și a ajuns unde a ajuns. Fiecare copil are o steluță. Trebuie să întindem mâna cu prelungirea mâinii sufletul, cu prelungirea voința lui de a lupta, de a da, și Dumnezeu de acolo coboară ușor, deci, ușor. Toți așa și factori concură ca un întreg. Destinul, de unde pornește? Copilul s-a născut, are un destin. Dar din cealaltă parte, acest destin vine de la Dumnezeu, care vine și zice, eu întind mână spre el. El trebuie să facă, să apuce și să atingă acea steluță care dorește el. Spuneam pe, la unitatea de învățământ de care a fost profesor și de unde împreună am făcut și facem o echipă pe trepte, cu ocazia reuniunii menegeriale, am ales niște citate noi cei de acolo și unul spunea, zice, nu contează ceea ce le-ai prezentat, ceea ce ai învățat pe copii, ceea ce ai reprezentat pentru ei. Adică, dincolo de cunoștințe, cum te-au văzut? Că vorbeam de mentori, vorbeam despre modele, dincolo de cunoștințe, că până la urmă nu știm harul fiecăruia, cu unde și cum se cultivă și se dezvoltă. Nu trebuie să fie absolut toată lumea, trebuie să fie uniformitatea aceea care spune trebuie să fie, să învețe foarte bine și să fie cu minte. Că atunci generațiile actuale ca atare sunt numai extraordinar de foarte buni executanți, dar nu cu personalitate sau celelalte lucruri, cum povestea profesorul Ioan Bodnar, invitatul meu, profesor de educație fizică. Eu, când mi-ați oferit ore după pensionarea mea, vârsta, mă rog, nu vreau să spun, anii, nu că mi-e rușine de ei. Păi stați o leacă, că dacă vorbim de vârstă, ce s-a întâmplat acum nu de mult, de vreo 3 săptămâni la Galerie de Artă din Rădăuț? Am avut o expoziție. Păi și atunci noi vorbim de vârstă, deci avem expoziții, așa? Am avut o expoziție pe care am dedicat-o unei mari sărbători care comunitatea ucraineană sărbătorește în fiecare luna martie, născut marele poet, geniu al ucrainenilor, Taras Șevcenco, cum e Eminescu, e în ianuarie și totdeauna am făcut și la Cernuț, am dedicat și eu expoziția și lui Eminescu, pentru că acești sunt doi proroci pentru nația română și nația ucraineană. Eu cred că spiritul lor s-a întâlnit, s-au cunoscut și atunci când noi sărbătorim pe Eminescu, e prezența spiritului Șevcenco, este prezentă acolo. Când sărbătorim pe Șevcenco, spiritul lui Eminescu este. Și am spus că aceste două capitale a culturii ucrainene și a culturii românești, ele se întâlnesc, mutăm câteva ore, câteva minute, cu poezii și cu tot ce e mai frumos, facem acest spectacol pentru public, pentru a cunoaște mai bine poporul ucrainean, poporul român, pentru că aceste lucruri leagă și înlătură mentalități de cele care se nasc așa dintr-o... cei ucraineni, ăștia sunt, nu știu, cei români. Niște percepții, într-un fel sau altul, mai bune, greșite sau în funcție de... Se coleg din anumite exemple care le vedem la televizor. În funcție de interese, în funcție de cum prezint. Uite acolo, Ucraina nu uite... Toate astea nu poate să... Deci efectul formativ lipsește, contează mai mult interesul, de modul cum prezintă, mai tendențios sau mai puțin. Dar a spus că unește într-un fel sau altul, nu numai muzica. Sportul unește până la urmă, mișcarea, dansul... Sportul, dansul, toate astea, pentru că la ora actuală, eu în 80 sau 81 am scris un articol în revista noastră, cum era revista Educație Fizică și Sport, Nu furați bucuria copiilor.
Păi pe vremea aceea eram privit așa, cum? Cine fură? Păi fură, că părinții nu prea deau. Stadioane erau, nu prea erau pline. Zic, hai pe stadion ca niciodată, hai cu toții pe stadion ca niciodată. Puneam problema, de ce mai bine să urmărească 22 pe tribună și 1000 sau 2000 de să alerge. Invers, da, deci invers. Toate astea, noi puneam atunci problema și bazele sportive nu erau așa moderne ca acum. Cine aș fi dat eu când am intrat în învățământ într-un sat, cum e Bolovățul, acum baza sportivă modernă cu coritan, cu asta. Și eu făceam sport, știu, făceam o groapă de sărituri, puneam un nisip mai mult amestecat cu pământ, făceam sărituri și de acolo scoteam copiii care mergeau la faza județeană. Ce bucurie era că din sat au plecat acolo. Aruncări, n-aveam, hai să aruncăm cu pietre, hai să aruncăm cu asta, în pădure, acolo avem, foloseam mediul înconjurător ca să dezvolt, să perfecționez deprinderi natural. Deci copilul ăla trebuia să fie coordonat, dirijat, să tu poți să fii, tu fiecare avea un, în sufletul este un campion. Și numai pentru că trebuia să-l determin să muncească. Da, dar asta înseamnă un pozitivism, înseamnă un har al profesorului care cu răbdare, cu migală, cu câteodată și poate mai aspru, cum a spus și dumneavoastră, pentru trebuie. Că limita trebuie să nu se depășească și în același fiind a primi asta te reușești să treci peste punctele moarte în orice disciplină sportivă sau în viața de zi cu zi. Știți, pe vremuri și poate și acum, profesorul era totdeauna acel profesor care nu greșește niciodată. Profesorul este cel care are ultimul cuvânt. Profesorul este cel care numai el ce a spus a trebuit să execuți. Nu. Nu. Spun. La început, dacă eram pe parcurs, mi-am dat seama că e greșit punctul meu, greșit punctul meu de vedere. Și atunci am început să fac și altfel. Să ascult pe ele. Să explic. Să-l nu numai că să-i explic, dar dacă am greșit eu față de el, public, așa cum eu îl certam și îl făceam observații sau public, îi ceream lui acele lucruri când greșește, adică o scuză, mă iartă-mă sau îmi pare rău. Eu, personal, mi-am cerut scuze public față de acest copil. Și atunci mi-am dat seama că eu am câștigat nu numai pe el, și am câștigat toată clasa, pentru că a spus că este profesor care și-a cerut scuze față de un elev. Când a greșit persoana respectivă, dar și-a dat seama și-a asumat-o. Fără să vreau, am certat fără să mă documentez, fără să am mai multe elemente ca să pot face observații pertinente. Și mi-am dat seama, eu ca dirigent, am fost diriginte și asta am pățit și totdeauna modelul ăsta pentru mine a rămas în continuare să fac acest lucru. Și văd că am avut de câștigat și eu ca experiență, pentru că la anumită vârstă, când te înfățișezi în fața copiilor, copiii au așa o... Ce mai da, nu știe, el nu știe, nu ne cunoaște, nu simte ceea ce e acum. El vrea un tânăr, el vrea să fii, să miște odată cu el, eu trebuie să caut modele, să arăt, uite cum se fac cu tare sau cu tare. Înțeles, dar din când în când mai reușesc, mai cu încetinitorul, cum se spune, fac. Dar copilul, am observat că această relație, eu mi-era frică când mi-ați propus câteva ore să vin la școală. Mă gândeam, zic, ce o să fie, dar o să râd în spatele meu, că eu și încercam să fiu drept, să merg, mă rog, așa. Dar atitudinea mea frumoasă, cu răbdare, că vreau să spun ceva gălăgie, eu ricam două deși, zic, ca elevul, cum ești? Și atunci imediat s-a observat că eu vreau să comunic și nu sunt cel care trebuie neapărat să-l cert. Nu, făceam și observații. Eram și sever și asta. Și dacă nu au fost supărat pe mine, înseamnă că e un lucru bun. Ce discutam de comunicare, de înțelegerea copiilor de astăzi, chiar astăzi am avut o discuție la școală, de fapt eram și auzeam o mămică cu un copil și îi spunea, deci eu de ce am venit aici? Am venit la școală ca să pot să-mi spun ceea ce simt eu. Deci să mă asculte lumea ce vreau să simt. Adică nu numai să fiu cu minte, în sensul să numai să execut sau să repet ceea ce mi se spune în urmă. I-am zis și mama ceartă, după aia am discutat și s-au strâns până la urmă. A fost un moment altfel. Deci copilul, în ziua de azi, cum am spus și noi astăzi, vor să fie ascultați, dar să găsească acea punte de legătură până la urmă, nu? Este ceea ce ar fi idealul până la urmă în comunicare, în empatie. Da, mai este ceva.
Dacă pe vremea mea, copilăria mea, eu nu aveam ce știam, ce telefoane, ce ceas, dacă avea cineva în sat, era cineva, sau o bicicletă, vedeam pe aici colea. Pe când acum copilul de la vârsta de 3 ani, 2 ani jumate, el este bine informat, el manevrează deja informația. Competențele digitale deja, deci el la deja un nivel maximal. Acel bagaj de cunoștință este mult mai mare. Și atunci personalitatea lui automat sporește. Corect. Și atunci la acest copil trebuie să discuți cu el ca și cum ai discutat cu un om matur. Nu mă privi așa că el e mic și nu știu ce. El îți va pune niște întrebări, te pune la punctul 1. Corect. Dacă tu nu... Și atunci la... începi să te eschivezi. Fofilezi, să te eschivezi sau începi să te revolți. Nu. Nu. Chiar apelez la el. Dar cum e asta? Dar cum e asta? Eu am un refuz, de exemplu, pentru tehnologie. Nu știu de ce. 10 ani aproape am lucrat la prefectură, calculator în fața mea tot. La început căutam pictori, cum nu știu ce, scriam adresa, știam tot. La un moment dat a devenit așa un refuz, că eu toată ziua steam așa, a plecat acolo și asta, și a venit un refuz. Eu probabil fiind spirit mai sportiv, așa. Mai practic, eram, mai activ. Și eram mult mai așa, nu, și am refuzat. Și scriam eu, cum, de mână, și aveam un coleg care fuma, și nu e niciun secret. Și deam țigări și el punea pe calculator. Și atunci aveam toate datele mele, adrese care trebuia trimite la primărie, se găseau pe calculator, cu codul meu, așa. Și nimeni nu știa. Pac, semnam și cu asta. Deci există și un refuz. Pe când la copilul ăsta e un refuz, el se revoltă atunci când nu-i ofer un telefon modern, să facă și întrece și toate astea. Vedeți? Altă generație care este mai informată, însă, din păcate, acum eu nu știu dacă am iubit matematica, probabil că și asta, poți să iubești un anumit obiect prin prisma profesorului. Dacă eu am profesor care mă speria mereu și veneam luni, eu veneam de la competiție sâmbătă, duminică și luni mă scotea la tablă, și ca o coincidență nefericită, să spun, între ghilimele. E postul Paștelui, trebuie să fie mai bun. Eu citesc printre rânduri. A să fie țărână ușoară celor care au fost ani în urmă. Și atunci, dacă întreb acum un copil 7x7, 9x9, chestie, el se uită la tine, scoate telefonul, calculează și îți spune repede. Deci, pe vremuri când ai terminat clasa a 4, trebuia să ieși la clasa a 2, la tabla mulțirii. Da. Și clasa a 2, deci trebuia să... Da. Deci și metodele, și evoluția a crescut foarte mult în ultimii ani. Și profesorul trebuie să se adapteze. Sunt profesori care fac acest lucru, deci el deja comunică cu elevul și prin intermediul acestei tehnologii. Dar profesorul, cum am spus și dumneavoastră, la 37, 38, 40 de ani, având în vedere că se împlinesc și de la școala gimnazială numărul 5, școala Bogdan Podă, anul acesta, 2019-1979, un arc peste timp, reușește totuși profesorul Ioan Bodnar la o altă generație să se adapteze. Că n-am mai spus și finalul, până la urmă, cu copiii care... Nu știu ce am făcut asta, atâta vreau să spun, îl respect. De mic, așa cum este. Mă uit la el și poate el în momentul acela și nervos, la anumită fază, că la nu fotbal, i-a convenit, nu i-a convenit, dar... așa. După, l-am atenționat, el dă din mână, el nu mă supăr că mi-a dat din mână, uite că m-a jignit. Nu, după 5 minute am lăsat, s-a calmat, vină încoace. Și așa să nu vadă nici colegii. E frumos. Individual, o discuție. Așa sunt lucruri și discuții și pentru colegii tineri. Acum, dacă cine dorește fiecare... Nu dai cu palmă, să dai cu picior. Cum ați spus, că când ați auzit să fură bucuria copiilor, aici fiecare poate să fure între ghilemele cunoștințe, exact, aptitudini și o experiență de viață. Exact. Asta se numește har, eu mă gândesc, că te poți adapta peste timp la generații care sunt într-o transformare completă, domnul profesor. Mi s-a întâmplat. Și psihică și fizică, mă gândesc. Da. Mi s-a întâmplat înainte de, mă rog, chiar semestrul ăsta, tot așa am făcut observații, așa, nu știu ce a spus, trecând pe lângă mine, un cuvânt urât,
Și l-am chemat așa deoparte și, măi, da, e frumos, copilul așa a plecat, așa. Nu, la sfârșitul orei, eu nu m-am așteptat. La sfârșitul orei a avut mustrări, a venit și m-a îmbrățișat. Așa mi-a dat, sufletul mi-a dat o lacrimă și am spus, da, fac, bine, așa trebuie. Și tinerii profesori... Asta e modul cum ați abordat, că dacă s-a abordat da. Într-un stil mai așa... Începeam să țip în, față, la, da, în fața clasei și eu știrbeam din personalitatea lui. Deci nu trebuie atins. De multe ori mai greșim, dar de aia am spus, e bine să cerem și scuze. Și atunci vede că se poate întâmpla și acum și unii și ceilalți. Comunicarea va fi mai departe. Suntem parteneri în aceeași echipă, profesor copii, dar până la urmă copilul este în prim plan. Sentimentele astea se clădesc direct, vizual, cu atingere, cu auzul, cu tot. Cu toate simțurile. Simțurile. Dar dacă noi, nu vedeți copiii, pleacă părinții în străinătate, departe, vorbesc la telefon, mamă, te iubesc, acel cuvânt a dispărut, iubirea aia, așa ceva abstract, la el nu mai nu, este, până nu simți, nu vezi lacrimă de bucurie, lacrimă de durere, acea, poate și prin telefon, nu vezi așa ceva. Nu se simte. Deci aici tehnologia e bună, dar uneori distruge ceva ce a rămas de secole. Atunci când strângi mâna omului, când l-ai îmbrățișat, ai transmis energia pozitivă și ai preluat o energie pozitivă. Da? Dar dacă nu este acest lucru, degeaba spui, te îmbrățișez, mamă, și arăți flori și asta. Ceva s-a pierdut, distanța. Iar lipsa a unui părinte, în sensul nu neapărat negativ, că nu a plecat pentru totdeauna, că este plecat în sănătate, se simte și în relație cu ceilalți, copilul este mai introvertit, este mai închis sau răspunde mai violent în anumite exact. Situații, cum simte, cum percepe relația fizică? Eu văd pentru că în clasă știți cum este, în clasă copiii sunt bancă, le dai activități, pe când aici se manifestă altfel, e mediul mai natural, da. Până la urmă, sunt acele deprinderi de bază care sunt naturale. Domn profesor, că dumneavoastră sunteți un specialist și știți, simțiți acest lucru tot așa de bine cum am simțit și eu. E una când sau păstrez liniștea în clasă la alte obiecte, mă rog, tensionez, el tot face ceva, el așa, pe când noi trebuie să stăpânim, să-l disciplinăm în mișcare, în iurișul ăsta de luptă, de respect care trebuie să ai pentru adversarul tău, că automat două echipe, luptă, care vrea primul și asta. Instinctul nativ de a învinge. De altul spune că tu intenționat, nu, toate astea să stăpânești, trebuie să ai ochi, primul rând, frâu, mișcări, tot ce este, și plus de asta să intervii în momentul cuvenit. Pentru că observația, degeaba spui după ce faci analiză. S-a terminat. Așa, nu, în momentul când... Care sunt niște comportamente atunci, care trec acea exact, limită a fair play-ului niște, să vină. Limite a regulamentului sau legilor nescrise care apar pe terenul respectiv. Se oprește atunci, dau mâna și asta, se amândoi. Deci este acolo, îl pregătești pentru societate, că în societate la fel sunt conflicte care se nasc acolo, la un moment dat. Crește, sporește această agresivitate. Și noi trebuie să pregătim pentru viață. Adică să nu fie nici aia care se strecoare, că dă ăla cu bine... Deci fără personalitate să-și asume anumit. Mereu privirea, capul pe omer, privirea și implicarea lui, personalitatea lui, să se simtă în mediu, în locul unde el îl desfășoară. Deci mergem la principii latine, citius altius, fortius mai aici, da, aici anumite principii care le spuneți dumneavoastră, la care nu trebuie să faci rabat. Se mai societatea, mai și să pierd aceste principii până la urmă care sunt general valabile. General, adică oameni da. Cu un principiu pe care îl știi, respectă cuvântul, om de caracter, lucruri simple care înglobează absolut tot ceea ce este necesar dezvoltării unei societăți. Puternice. Întrebare îmi puneți mie, dar pun și eu întrebare. Și răspunsul vom găsi împreună. Fiindcă sunteți, mergeți la inspecție, mergeți prin școli, vedeți modul cum se comportă copiii în diferite școli, la ore, la diferite... Deci, automat, aveți deja o concluzie. În ce școală ați intrat, ați plecat cu copiii disciplinați, respectuoși. Altă școală, ceva nu v-a plăcut. Deci,
acest mediu, de unde mai vine, cine intervine, colectivul didactic, școala și familia, și familia și tot, deci tot factorul societatea, el se dezvoltă, societatea e omniprezent și acolo și acolo, dar ei își desfășoară activitatea sub o glindă, o îndrumarea a colectivului didactic. Omul sfințește locul atunci pentru fiecare activitate în parte acolo și îl simți repede. Exact. Deci și asta contează. Păi și eu mai mergeam și eu când eram la profesor, mergeam prin sat, că trebuia să merg la primărie și fiind profesor, eu mai vedeam. Era ora 10, copiii jucau, ce aveți? Păi avem nu știu ce obiect. Nu vreau să dau nume, nici zonă. Și atunci eu făceam comparație. Bă, ce școala 5? E o școală serioasă, disciplină, condiții sunt create. Și atunci cum să nu respecte? Aici, aici este baza de selecție pentru campioni, nu numai la sport, și olimpici, da. Peste, deci orice obiect, de la religie, de la orice tehnologie, și, deci nu punem noi că rubrica, nu putem pune pe prima rubrică toate obiectele. Deci este un obiect, prima rubrică, noi chiar dacă suntem, respectăm. Deci când te uiți în catalog, ei de la dreapta spre stânga sau de și la... Și acum, cum obiectivele, cum erau altă dată, acum sunt competențele, iar competențele înglobează absolut toate arele tale și nu poți să spui care este mai importantă decât cealaltă. Pentru că una este învățământul general, după care când te specializezi, anumite lucruri de acolo au contat numai pentru cultura ta generală și pentru relații de viață, în comunicare sau alte lucruri. Eu spune că copiii care termină clasa 8-a, trebuie să aibă un evantai larg de a opta pentru ceva. Deci trebuie să-i lași această posibilitate. Să dar aleagă. Dacă l-ai canalizat numai pe o anumită direcție, dacă în școală sunt doi profesori, unul de matematică, unul de română și ja pe ei așa, ai închis portița. Nu toți. General, după aia, ca tare, ca aprecierea copiilor o să vadă. Unul învață de frică, altul iar de frică și alții de plăcere și din 20 de copii, 2 vor merge în această direcție, restul 18 au făcut. Deci, acele obiecte care ar trebui să fie alături, să dea șansa copilului să aleagă ceva. Și să fii profesionist în domeniul frumos respectiv. A spus dumneavoastră, să-i dea copilului șansa să aleagă, așa și în televiziune, ca să poți să-i dai șansa telespectatorului să aleagă din cât mai multe activități, ar trebui o pauză de publicitate, după care revin alături de invitatul meu, domnul profesor de educație fizică, Ioan Bodnar. Am revenit în studio. În prima parte am discutat cu invitatul meu, domnul profesor Ioan Bodnar, despre sport și în același timp despre voluntariat. În cea de-a doua parte aș discuta acum în antiteză, între ghilimele în antiteză, calitate, calitate umană și nu numai, / caritate. Sună interesant, domnul profesor. Calitate, caritate. Calitate, caritate, ce spuneam, ce trebuie să ai în umbra inimii. Mulți au. Dar puțin au această umbră, dar toți poți să aibă. Pentru că această lumină vine de aici, modul cum tu accepti colegul, omul, cunoști sau nu cunoști, el, democrația. Deci libertatea mea încetează când începe libertatea celuilalt. Și atunci este dialog, este respect. Dar dacă tu vii peste mine și cu tăvălugul și orice, este tu ai dreptate, și este numai ceva și monolog, dar plus de asta să... creăm așa niște stări niște de asta și atunci se nasc conflicte. Urgent. Urgența prin conflicte. Verbale, deci, cred, la început. Și verbale și după aceea se ajunge și la și mai grav. Ceea ce la ora actuală, când deschizi televizorul, indiferent ce canal, vedem acolo. Deci involuntar, da? Da? Subliminal, o violență. O violență. Eu am avut viață, profesorul meu de educație fizică, mentorul meu, cum spui și tu despre mentor, profesor Salahub, mai trăiește la Iași, ce bine ar fi să iei un interviu, chiar dacă am putea să mergem la el, mi-a spus deviza, eram elev și a spus, deviza ta să fie trebuie, vreau și pot, pot, trebuie, vreau. Și asta mi-a rămas așa, adică cum, vreau, că trebuie, că nu știu. Îmi dați seama? Ori trebuie, această ori pot, viață, ne? Într-adevăr, trebuie să aibă o deviză. Deci eu un vreau să care fac. Să călăuzească. Eu vreau să fac. Eu vreau să mă perfecționez acolo sau acolo. Pot.
trebuie. Și toate astea în viață, la viața e o luptă, cauți mereu dreptatea, adevărul. Și aveam o deviză la care nu prea sună frumos, dar am acceptat și asta. Împotriva adevărului nu sar cu pumni, dar pentru dreptate. Am înțeles lucrul deci gata. Nu vreau adică câteodată să înțeleg că acele principii poate superă pe ceilalți și te promovează într-un fel sau altul, cum se spune, promovează de ca scapă de tine? Nu accept nici odată cineva să mă umilească pe nedrept. Eu, dacă am greșit, eu știu singur să-mi cer scuze. Discutam despre principii care încercăm să le insuflăm și sportivilor și elevilor și copiilor până la urmă. Și tuturor. Toți care intrăm în contact, dar vezi așa, băiete, dar uite, deci dialogul are un rol însemnat. Este o treaptă, păi și eu urmăresc, stau acasă și acolo vin câini, îi dau mâncare. Și acolo e o ierarhie care nu a educat nimeni pe ei. Dar ei și impun. Da? Dacă se urmăriți, stilul autoritar și automat, celălalt este primul după care vine următorul. Eu nu vine ăla mai puternic. A luat așa. Noi nu trebuie să mergem pe principiul ăsta. Pentru că acolo e o mică diferență acolo între instinctul animalei, da? Spunem, al nejel de inteligență. Veriga asta. Da. Și el încă mare. Dar, vedeți, și noi parcă acceptăm. Cu toate că și câinele la putere, dacă vine un adult sau un... Și vine altul mai mare, s-a terminat. Pe ăla. Și atunci, uite așa, noi trebuie să avem acest dialog, să fim mai umani. Să fim mai umani. M-a impresionat în anul când ai pus bannerul acolo, baza sportivă profesor Ion Bodnar, mi-ai făcut o legitimație, am la mine, tot timpul port, scrie acolo baza sportivă, școala Bogdan Vodă, așa, baza sportivă profesor Ion Bodnar, invitatul meu de astăzi. Așa, și acolo jos scrie cu literă mare, om. Și eu am spus... Calitatea da. De om. Și am spus, totuși, da, într-adevăr am muncit acolo, nu eram singur, au muncit și ceilalți colegi. Și domnul Colban, și domnul Ciobară, și domnul Onciul, și absolut toți să vină. Toți. Dar așa s-a nemerit, probabil, dar toți au meritat și merită și acum de sărbătoarea școlii să fie invitat. Era baza sportivă în gândirea mea când am venit atunci. Într-un chenar negru, Dumnezeu să ierte, domnul profesor Gheorghe Colban și profesorul Ioan Bodnar. Da. Așa am simțit eu la momentul respectiv. Doamna nu a dorit și atunci a rămas profesorul Ioan Bodnar. Nu a minimalizat absolut pe nimeni și amplificăm. Eu merg pe altă principiu. Domnul profesor, după ce omul nu mai este, orice cuvinte, orice laude, orice osanale, zero barat. Cred că a fost și criticat pentru asta. Știți cum, pentru principii și în fața realității, lumea după aia își dă seama, zice, bă, dar totuși e un lucru bun. Pentru că aici, numai o scurtă paranteză, anul acesta, în mai, 4-5 mai, la școala Mihai Eminescu, cercul pedagogic va avea un singur scop, să spunem, un obiectiv principal, dezvelirea unei plăci memoriale, că denumirea bazei sportive de acolo, și anumea sălii de sport, va purta numele profesorului Ovidiu Larionescu. Însă Dumnezeu știe că el nu mai este. Da, nu mai este. Da? Da. Ce bine era dacă el, fiind... Înțelegeți? Lucrurile ca atare. Și atunci am mers pe lucrul frumos. Acesta. Și să prețuim oameni, pentru că generația care crește și au fost educați de el și au făcut cu el sportul și asta, vor face la fel. Deci ei vor prețui oamenii, munca, rezultatele. A fost un model, așa cum la fel și ceilalți, cum am spus și noi. Deci modelul este, până îl găsim modelul, numai să-l prețuim și cât ne putem bucura de el. Că după care, știți cum e, sunt amintirile, mai două, trei lucruri și rămâne familia cu durerea. Și restul, societatea este într-o viteză maximă. Repede se uită. Vorbeam calitate, caritate, domn profesor. Aveam o întrebare, așa, o nelumurire la mine. Când te să bucură omul mai mult? Când primește sau când oferă? Eu cred că fiecare om care primește trebuie să-și ofere. Bucuria este reciprocă. Și atunci când primești, ești bucuros, dar trebuie să fii și mai bucuros când tu oferi și tu altcuiva. Adică oferi aceeași bucurie, poate cu mai mare intensitate, e făcut de tine sau cineva îți dă un cadou oarecare, cumpără. Dar una e să-ți aduc, da, ești bucuros. Dar una când faci tu cu mâna ta ceva și ai oferit cuiva. Eu, de pildă,
cred că mi-a dat Dumnezeu harul ăsta să pictez. Mult mai târziu am început, că am făcut sport de performanță și nu m-am apucat de pictură. Tare mi-a plăcut, dar nu știu de ce am ales sportul, zic cât tânăr să fac sport de performanță și am timp eu să pictez când am să... Bine, n-am făcut facultatea propriu-zisă, dar am evoluat prin faptul că am avut contact cu pictorii, mult mai târziu am început să fac tabere cu ei, am învățat la fiecare. Pentru mine, școala pentru această, în această direcție a fost să vizitez galeriile, deci muzeele, un autodidact cu sufletul deschis care de artă plastică, cu ei colaboram și deci totdeauna am căutat și am spus, revenind la deviza pe care mi-a spus profesorul de educație, trebuie, vreau și pot. Și atunci am început să fac și pictură. Cum spuneai, eu am primit acest dar de la Dumnezeu, mi-a dat și eu trebuie să ofer. Să ofer cuiva să se bucure de ceea ce am făcut. Dacă un centimetru pătrat dintr-un tablou am creat o emoție pozitivă la privitor, la omul care a primit tablou sau a vizitat expoziția pe care am expus, deci am făcut un lucru bun. Dar dacă eu așa cred. Și atunci a fost o perioadă când noi salarii aveam mici, nu am afaceri, nu așa, și am ascultat un bun prieten din Cernăuți, un cetățean ucrain de etnie română, plângând la masă ce s-a întâmplat, copilul lui e bolnav, trebuie operat. Costă 40.000 de euro în Viena, 15.000 de euro în Moscova, mă rog, așa a fost. Și mi-au dat și mie lacrimi. Și atunci i-am avut expoziție dedicată lui Mihai Eminescu, cu ani în urmă, la sediul societății Mihai Eminescu și a spus, eu ce pot să-ți ofer? Am 30 de tablouri, îți ofer toată colecția mea de tablouri care am expus, îți dăruiesc, facem o licitație, banii care se strâng să te ajut. Și așa a fost. S-au strâns 3.000 de dolari. Și m-am bucurat. Și n-am fost omul care să spun, știți, dați-mi măcar 1.000, vă las două. Nu. Cuvântul a fost dat. Vă las. Și Dumnezeu mi-a dat. Cum să spun? Aici dai și cineva a spus, tu ești fraier. Nu. Nu. Așa nu trebuie simțit, să aștept. Așa simțit, eu așa am simțit, așa am simțit și eu fac, fără și nu, interes. Fără. Și nu m-am așteptat să mulțumesc. I-au dat lacrimi și mie și lui și eram câțiva prieteni acolo. Ei, după aceea am avut altă ocazie. Și tot așa pot să enumer multe. Păi până să le enumerați pe toate, că și este și partea a doua emisiunii, chiar în acest weekend în care se va difuza și această emisiune, va avea loc un târg de primăvară, în care vineri, sâmbătă, duminică, copilașii de la Maria Var vor vinde câteva produse, iar toți banii se încearcă să se construiască o hală în care se producă în continuare dulcețuri, gemuri, ce le fac ei într-un sistem mai informatizat, să spunem, mai industrializat. Invitatul meu, Ioan Bodnar, în asentimentul calității și al carității, care sunt două calități care merg mână în mână, dincolo de faptul că ar putea să spună cineva, spune, domnule, vii să faci un gest și arăți lumii. Nu este asta, pentru că noi mergem pe alt principiu. Arătăm că sunt și oameni care fac și atunci ridicăm mingea la fileu și pentru alți artiști de orice natură, alți oameni de suflet care ar putea să facă același gest pentru copilașii de azi, de la Centrul Maria Var, mâine, de oriunde. Da, de fiecare dată când e nevoie de așa ceva, de a ajuta pe cineva de asta, totdeauna trebuie să fim săritori. Cu ce putem? Deci eu dacă pot să fac prin gestul meu ceea ce am făcut și voi face și în continuare și de fiecare dată când se ivește ceva, eu sunt prezent, vă spun pe acum, și fiecare trebuie să facă așa ceva. Eu pe această cale vreau să spun că și eu am fost ajutat, de exemplu când am organizat tabăra internațională ediția 12-a Bucovina trecut, prezent și viitor, am primit un sprijin din partea Consiliului Local, din partea primarului, din partea ta personal, că ai acceptat să fii veriga de legătură între aceste... Până la urmă, acea activitate era un plus valoric și cultural pentru municipiul Rădăuți, nu era pentru profesorul Ioan Bodnar sau
sau pentru altcine. Și de acolo, iată, s-a dus și în altă parte. Deci am dat lucrări, de exemplu, 35 de lucrări la Cernăuți, să ajut copii orfani în urma războiului, care este la ora actuală, în secolul 21, în Europa. Da? Și au murit peste 13.000 sau câți oameni acolo. Pentru ce? Și au rămas văduvă, oameni răniți, da, copii orfani. Și ce puteam să fac? Am dat la universitatea renumită din Cernăuți, acolo s-a făcut licitație cu 35 de tablouri și a ajuns la orfanie, la văduve, nu știu că n-am urmărit, dar eu, gestul meu, am făcut acest lucru. Așa cum am ajutat și ziariști aici, am ajutat copii bolnavi de autism, am ajutat sportivi care campioni, bucurii, am ajutat un copil care a fost orfan pe stadionul Hurmuzache, am făcut acest gest. Așa este. Am fost în tabăra organizată, Bucovina trecut, prezent, viitor, în Cehia. Numai la Nicodemus, da, pentru acea fetiță, cărui tată, da, din când asta motive nefericite, nu mai este printre noi, a scos la licitație, iar oamenii de bine s-au întrecut. Că vorbeam nu numai de calitate, vorbeam și de calitate. Pentru că și opera, da, pictorului de această dată, Ioan Bodnar, transmite emoții până la urmă. Că știți cum e, în momente grele, nu mai te uiți ce este, dar acolo a transmis ceva, a încercat, nu? Eu am încercat, a trecut asta, dincolo de inima, a ajuns la suflet. Sufletul care a fost încremenit al unui copil care a pierdut pe cineva cel mai drag, să se deschide, să spune că nu e singur pe lumea asta. Nu e un gest, altul. Să compenseze într-un fel sau altul. Nu poți să compensezi, deci, greu, dar el simte că nu e singur pe cineva. Acolo. S-a gândit în momentul respectiv și tot timpul trebuie să fim atenți la asemenea necazuri, pentru că atunci suntem solidari, atunci simțim că suntem într-o societate cu un alt, cum să spun, nivel de moralitate. Nu, nu te uiți la el, a căzut jos, indiferent și ce, a băut, dar trebuie să treci peste el, îl ridici și te uiți, vezi, chem pe altul, hai să ajutăm. Asta e o boală. Noi trebuie să-l vindecăm. Prin asta trebuie să facem. Gesturile noastre mici și la urmă toți la un loc creăm o forță. Dar dacă suntem indiferenți, poate a căzut omul bolnav, nu ceva cu inima, nu ia bețivanul și a trecut peste el. Nu. Trebuie să fim. Cum era principiul mai... la roman, dezbină și conduci, și partea asta la întaici, să ajunge pe aceleași lucruri, pe când vrem să devenim un întreg. Dar calitatea aceasta, calitatea, trecem puțin mai departe, presupune și anumite sacrificii, având în vedere că, până la urmă, toate aceste opere de artă, toate aceste picturi, într-un fel sau altul, organismul îi ia din suflet, dar și trupul catar, el între ghilimele, nu-i face bine, să folosesc așa un termen mai blând, domnul profesor. Și în ciuda acestui fapt, pasiunea spune, domnule, trebuie să-i continui, că nu poți să trăiesc fără acest microb. Da, e drept. Uite, eu, de pildă, n-am fumat în viața mea și mi-am afectat plămânul ca și cum aș fi un fumator. Deci, lucrând cu substanțe, culorile astea care emană aceste substanțe chimice și în spațiu mic, așa m-a afectat. Eu nu mi-am dat seama, eram tânăr, la 33 de ani, cam 32 de ani am început să lucrez și tot pe parcurs nu mi-am dat seama. Iar acum ghearele și-au arătat, mă rog, colții. Boala trebuie stopată, trebuie să... Da, asta e altă problemă. Stagnată, care... cel puțin, stagnată, la nivelul respectiv. Deci eu trebuie să fiu foarte atent, dar eu nu pot să mă las. Deci e ceva care îmi face parte din viața mea. Și atunci eu oricum lucrez. Deci tot ce se poate face, nu e sacrificiu. Eu fac de plăcere. Dar dacă găsesc și voi găsiți oameni care au nevoie de ajutor și ăla cumpără tablou, banii ajung la el, ajută cu altceva, cu haine, cu ceva, poate are nevoie și de ospitalizare, poate are nevoie de medicamente. Dacă aceste lucruri, voi sunteți cei care trebuie să căutați și să ajutăm. Să ajutăm. Fiecare, eu la rândul meu am mulțumit pe această cale Consiliului care m-a sprijinit, iată și de acolo niște tablouri care se regăsesc în aceste fapte. Inclusiv am fost în Cehia, în Karlovy Vary, toate tablourile am dăruit la un orfelinat. Deci eu n-am venit acasă cu ele. Și trei pictori care am fost, noi am dăruit acolo. Lumea a fost foarte... Zic că au venit românii, așa au spus. Au venit românii și uite ce gest au făcut. Și atunci milionare care erau acolo, aveau hotel, erau milionari din Rusia, când au văzut
automat au scos și ei și au făcut gest la acei copii orfani. Și asta m-a bucurat de cineva. A deschis poate asta portiță. Da? Și atunci mândria lor, zic, bă, dacă au venit ăștia cu asta lor, și atunci... Noi care și atunci, acolo, da. Asta e. Și atunci am spus... Până la urmă, într-un pentru un beneficiu... Deci este și eu, cum să... Sufletul, trebuie să cauți acea sensibilitate ca la pian, ea când se ia fals, ea, să căutăm și din toate astea creăm armonia asta, dirijăm spre bunătatea spre cineva. Și noi vom simți mai bine, vom avea o energie în plus, pozitivă. Când ieșim și facem... Că vorbeam de pozitivism, spune unul, domnule, ce mi-a dat? Mi-a dat un cuțit sau ceva încuțit. Cum e și cu semantica asta cu cuvintelor, domn profesor? Ajutați-mă, leacă. Da, sunt alții care folosesc cuțitul fără să te lovească direct cu obiectul ca atare, dar simți acest cuțit prin gestul care face rău, îți face un rău. Pur și simplu, având o anumită poziție socială, funcție, mă rog, caută să-și impună prin asemenea gest. Eu disprețuiesc asemenea oameni. Dar dumneavoastră cum folosiți cuțitul? Eu folosesc cuțitul în pictură. Deci eu folosesc cuțitul special ca să dau o paletă mai largă, aproape este... Deci loviți în sufletul într-un mod pozitiv. Eu din tot sufletul, folosind acest cuțit, în a crea ceva frumos, care creează emoții pozitive la celălalt, nu suferință. Că sunt oameni care spun, m-a lovit cu cuțitul la spate. Și zice, da, ți-a prăvut, te-ai dus la spital? Nu, e noi vorbim la figura. Metaforic, deci, corect. Metaforic. Și atunci sunt și oamenii astea. Și eu evit. Sau nu tac. Eu sunt veșnic, dau replici și dacă se poate public, poate în față. Ca așa dacă spun în patru ochi. Asta merge cu copilașul care să nu-i afectezi personalitatea, dar pentru ceilalți, da, pentru mari, ceilalți merită. E ca un duș merită, rece care ori să trezești, exact, ori... Să-l trezești. Ia, hop, stai că, ia, ceva, stai că da, nu e. Este o limită totuși. Este, este. Respectă munca cuiva, respectă felul lui de a fi cuiva, sau ce a făcut felul, ceva fiecare, a lăsat deci pe lângă umbra, cum a spus dumneavoastră, și umbra că a lăsat-o pe pământ până atunci, prin toată activitatea. Mulți sunt cu inimă, puțin au umbra ei. Asta am spus acum la Iași, la întâlnirea cu deputatul și toți, era primii și președinte al Consiliului Județean. I-am spus, este o poezie lui Victor Baranom despre ucraineni, se adresează ucraineni, ce se potrivește și pentru români. Întreb pe voi, întreb pe anul respectiv, întreb luna respectiv, întreb săptămâna blestemată, ziua aceea când noi românii am uitat să fim români, acolo se adresează ucraineni. Noi ucraineni am uitat că suntem ucraineni. Am tradus eu, așa a rămas așa și atunci am spus în țara mea eu sunt ucrainean. Eu sunt român. Și am apelat așa, că era delegație din Ucraina. Iubiți Ucraina, și iubiți România, pentru că aici trăiesc ucrainenii. Iar noi ucrainenii trăim în România, iubim România, pentru că aici am învățat limba ucraineană și să iubim Ucraina. A rămas? Cum așa? Așa este. Eu dacă sunt un cetățean bun, am să fiu și bun ucrainean. Dacă sunt bun ucrainean, voi fi și un cetățean român bun. Da? Și atunci, de ce s-au întâlnit aceste două capitale culturale? Acolo, câteva ore, să se cunoască mai bine. Prin reprezentanții și ambele părți. Păi da, dar cineva... Prin oameni până la urmă, cu ouă la mare, dacă este ouă mare, domn profesor. Și cuiva, așa care a fost mereu cu mine așa pe undeva, nu i-a plăcut. Modul te-a spus, care te-am deranjat? Aveau mustrări, adică avea, au simțit, așa, până la urmă, că... mesajul a trecut dincolo de păi ceea ce... Prea puțin mă interesă, că sunt oameni la fiecare pas, sunt oameni răi. Ei nu-și arată, dar când spui ce treburile astea, ei vezi, studiază așa numai un pic, te uiți la sufletul, citești sufletul. Da, deja ochii închide de ori și imaginează ce okay, oare... poarta intră în corect, suflet. Oare mie îmi spune, și având în vedere că și ochii, dar până la urmă și vorbele și celelalte activități sunt, formează un întreg, avem spre final, am niște nume de oameni care sunt, care nu au mai fost între noi și poate profesorul Ioan Bodnar face o scurtă caracterizare așa în câteva minute care a rămas, să spunem aici, spune că Radu înseamnă bucuros, dar Radu Berg
Bercea, ce înseamnă pentru profesorul? Radu Bercea este un cel mai bun prieten de-al meu. Am avut doi, din păcate, au plecat. Chiar într-un an de zile am pierdut foarte buni, doi buni prieteni. Noi eram patru moșchetari, spuneam noi, glumeam, patru moșchetari, moșchetari. Din păcate, doi au plecat, noi am rămas. Radu Bercea a fost cel care, prin el, lucrările mele au ajuns în Brazilia. Datorită organizării acestor tabere internaționale și care m-au cunoscut pictorii din Cehia și sunt în asociația pictorii internațional din Cehia și am trimis trei lucrări care au fost expuse în Dubai, Pakistan, iar acum, în luna aprilie, o lucrare este expusă în Vietnam și urmează încă, nu știu unde va fi. Lucrările mele se află în colecția unui Bibliotecii Naționale a orașului Curitiba din Rio Negro, să nu greșesc, cum spunea Radu, Bercea, avea presa acolo care a apărut, bucovenienii care au creat un stat mic, o mini Bucovina acolo, plecați de aici și m-am bucurat că a vrut să cumpere. Și a spus, nu, Radu. Și avea meu vede bani, cum să nu? Bani frumoși pentru tablou. 14 tablou am lăsat acolo. Lasă să fie un moment din Bucovina, din România. O urmă. Deci urmă, când citești, cineva zice, Ion Bodnar din Bucovina, din România, este acolo. Același lucru am avut și în, la... Dar dacă trecem, că și timpul ne presează, Ioan Crețu? Că vorbim de Ioan Bodnar, Ioan Crețu, același lucru, o scurtă caracterizare, am spus, am patru nume. Ion Crețu? Da. Domnul Crețu, de profesor Crețu. Sigur că da. Colegul meu din facultate, el pentru mine, când am intrat în facultate, ne-am întâlnit, el era un militar, venise din armată, eu am învățat anatomia în limba ucraineană. Iar la facultate puteam să dau în limba maternă, și puneam întrebare la 18 ani, că am avut 18 ani când am dat la facultate, zic, cine știe ce limba ucraineană? Îmi dă din oficiu 4 și am picat. Și noi aveam pregătire 2 săptămâni. Și așa cum am chinuit eu alături de domnul Crețu și Văcăriță, că erau doi prieteni de-ai mei, după ce am devenit și colegi, care am învățat anatomia cu ei odată. Eu știam în limba ucraineană și trebuia să învăț anatomia în limba română. Română, am dat română și anatomia scris și oral. Așa era pe noi. Și probe practici. Cei ce se dea și la arte plastici. Dar am renunțat în favoarea tineriței, eu fac sport de performanță, asta am timp mai târziu. Acum, dacă era voie pe vremea aceea să fi terminat și arte plastici, nu prea. Trebuia să intru în învățământ și așa cursul vieții mele a mers pe altă. Roman Dimitrie, scurt. Domnul profesor Roman Dimitrie pentru mine încă era la Dornești când am auzit de domnul profesor Roman. Să dea Dumnezeu sănătate, cu mare bucurie și mare plăcere a fost când am lucrat împreună la școala 5. Și pentru mine a rămas un om model, un om care a văzut arta prin toți porii și a știut să transmită acest lucru copiilor. Când am văzut că lucrările lui în Japonia, peste tot, Macedonia și nu știu unde, am spus școala 5, scrie acolo, copii acolo și acolo. Și dacă deci, a fost școala 5, școala gimnazială Bogdan Vodă, 2019, 40 de ani de la înființare, la final cu persoana dumneavoastră, Dumnezeu să ierte, domnul profesor Gheorghe Colban. Gheorghe Colban a fost, repet, a fost un om gospodar, un om sever, un om care știa să prețuiască oamenii, munca lor. El nu ținea cont că tu ești de matematică, e de matematică, e fii la premiu. La premiu punea oamenii care au lucrat. Deci eu la premiu a fost primul, el nu punea deci, pe, nu a fost primul directorul, nu? Să se așeze primul, nu? Da. Cine a muncit? Acum el mai sunt o evidență. Știți, coincidențe neferiți, sunt nimere să fie primul. Dar eu de asta l-am apreciat și el pe mine. Pentru că în perioada aceea, comunistă, în 81-84, eu am fost director cu pioniere. Director adjunct, așa era, cu pioniere. Pe urmă, în același timp, eram, cu jumătate din urmă, eram președinte Consiliului Orășnesc al pionierilor, care era, răspundea de toți directori adjunct din fostul raion.
am muncit în școala națională, am fost și sudor, am fost și salahor, am fost și betonist, am fost și împreună cu Corinti, de calitatea de profesor tot ce s-a făcut, aici, exact, tot, tot ce s-a făcut, baza sportivă, care este și la ora actuală. Betonul, care numit, era acum. Iar pentru anul 2019, cât a rămas, în continuare, proiectul anului 2019 sau proiectele pentru domnul profesor Ian Bonar în 30 de secunde? Proiectul pentru anul, Dumnezeu să-mi dea sănătate, la toată lumea și mie, pe lângă ei, vreau să mai fac expoziție itinerantă cu această expoziție Bucovina trecut, prezent și viitor. Poate găsesc un sponsor să fac și anul acesta, să chem niște pictori. Deja am niște promisiuni să vedem cum voi organiza. Și aceste, de acolo, lucrări, dumneavoastră, presa și televiziunea, să căutați oamenii care au nevoie de ajutor, să facem licitații, găsim oameni de bine care cumpără și să oferim ajutor și acelor. Domn profesor, în numele copiilor la Centrul Maria Var, vă mulțumesc pentru că sunt sigur că acea operă pe care dumneavoastră ați donat-o pentru ei își va găsi locul în sufletul și în același timp pe peretele unui pasionat de artă și nu numai, iar Radu Munteanu vă transmite Descoperiți-vă spiritul sportiv.